Credincioșii parohiei Timișoara Iosefin au participat duminică la un concert de muzică religioasă. Invitat a fost tenorul Costel Busuioc, care a interpretat mai multe pricesne cântate cu precădere în postul Sfintelor Paști. Evenimentul a avut loc după slujba vecerniei. Am organizat această seară de pricesne și cântări duhovnicești pentru a ne fi de folos tuturor, a ne fi de folos la întărirea noastră în credință, la trăirea cu evlavie a adevărurilor bisericii noastre dremăritoare și la sporirea în dragoste față de Dumnezeu, față de biserică și față de semeni. Cu sutele de credincioși prezenți în această seară, ne-am înălțat duhovnicește prin minunatele cântări interpretate cu atâta dăruire și măestrie totodată de către fratele Costel Busuioc, membru al parohiei noastre, credincios activ implicat în viața bisericii împreună cu toată familia domniei sale. Zilele care urmau trebuia să plec la Muntele Athos și n-am reușit pentru că m-am îmbolnăvit. Am rămas să cânt aici acest recital și sunt foarte fericit că am făcut acest lucru. Maica Domnului pentru mine este mama Domnului, este maica tuturor românilor, este maica tuturor oamenilor și este și a mea. Și o simt aproape și o simt alături de familia mea, de copiii mei și nu pot fără ea. În perioada postului Sfintelor Paști, parohia Timișoara Iosefin are un bogat program duhovnicesc, dar și filantropic.